m-am născut în București, fost la grădiniță și la școala generală numărul 81, după care am venit la ICHB în 2006 și am terminat în 2010. La facultate la MIT, studia fizica până în 2014, după care am făcut masteratul și doctoratul la Universitatea Harvard și am continuat să lucrez ca cercetător la University of California, Los Angeles și acum sunt la Institutul de Teorie a Astrofizicii în Canada, la Universitatea din Toronto. Acum lucrez în fizică teoretică, dar am început să lucrez în fizică experimentală și am creat un telescop care avea 64 de antene și am făcut o hartă tridimensională a temperaturii prafului interstelar din galaxia noastră. Am câștigat un premiu pentru acest proiect în timpul facultății la MIT, pentru cel mai bun proiect experimental de către un student. Eu am avut o copilărie foarte fericită. Am fost unul dintre cei copii care erau super încântați de familia lor. Nu m-am plâns de ei mei pe la școală niciodată, nu cred că m-a auzit nimeni. Am trăit în București. Bunica s-a pensionat când m-am născut ca să aibă grijă de mine. Cred că asta a fost unul dintre marele mele binecuvântări. Era o persoană care, și este o persoană care este foarte, foarte ambițioasă pentru a avea grijă de familie și pentru care familia era foarte importantă. Asta mi-a dat așa o fundație foarte calmă și liniștită. Mi se părea că întotdeauna totul este bine și pot să explorez de acolo. Am avut și eu o familie destul de permisivă, nu au fost niciodată tu trebuie să faci asta sau trebuie să fii bună la școală, trebuie să fii... Nu, am fost întotdeauna eu vreau să învăț asta, vreau să înțeleg și lucrul ăsta și eu îi împingeam un pic pe profesor, dar pot să fac și asta, puteți să-mi spuneți asta. De când eram mică, a fost un incident destul de haios. Tata, amândoi părinții sunt ingineri și el suda ceva pe balcon și l-am văzut că suda și mă întrebam super mică, aveam 3 ani, ceva de genul ăsta. Da, cum funcționează? Că faci foc acolo, faci foc. Și mi-a zis tata, poate puțin mai inspirațional, a zis, o să te înveți la școală la fizică. Și mi-a zis. Și am făcut acolo notiță că, ok, când vine fizica, o să încep să înțeleg cum funcționează lucrurile. Și într-adevăr, așa a fost. În clasa 6 s-a introdus, era fizica în programă. Și când mi-au dat cărțile de la școală, în prima zi, m-am dus acasă, am luat cartea de fizică și avea un extras din Jules Verne de 20.000 de lei și explica cum funcționează submarinul Nautilus. Și premiza era că învățând fizică vom înțelege toată treaba asta. Și am zis, gata, sunt vândută, asta vreau să fac. În școala generală mi-au zis unii colegi, Einsteinița, versiunea feminină, presupun, a numelui. Am avut întotdeauna o dorință care era proprie. Nu m-am dus la olimpiade pentru că vreau să ajung la o facultate în state. M-am dus la olimpiade pentru că mi se păreau că era un moment atât de fericit când stăteam sâmbăta la examen și mă gândeam la problemele pe care mă întrebau. Ăsta era gen, de-abia așteptam să fac ce o să mă întrebe. Ne-am dus la liceu, am vrut să mă duc la ambele olimpiade, la matematică și la fizică și mă lăsase să vin și la matematică domnul Șfars, Dan Șfars, care era pregătitorul lotului României și liceul a zis, nu aveți voie la amândouă, trebuie să fiți la una singură. Mi-am gândit că ziua aia m-am dus acasă cu falcă în cer și cu neam pământ, nu mă lasă să mă duc. Olimpiadele practic sunt tabere și am avut foarte multe momente deosebit de frumoase cu colegii de olimpiadă în tabere practic. Am participat de 6 ori la concursuri internaționale. Am câștigat medalie de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Prima oară când am fost la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică am luat mențiune. Și anul următor am luat aur. Am evoluat între cei 2 ani. Și în timpul școlii generale și la liceu am avut profesori, mai ales pe domeniile tehnice, care au fost fericiți să mă ajute fără niciun fel de extra cost. Și am avut ocazia să o întâlnesc pe doamna Ionescu Rodica, domnul profesor Ionescu Rodica, care era aici la liceu. Dacă ar fi să aleg un singur om din liceu, este clar dumnei, care mi-a dat direcția către cum să învăț fizica foarte, foarte bine. Adică mi-a schimbat complet ce idee aveam în cap înainte, ce înseamnă să muncesc pentru ceva. Dumnezeu mi-a arătat că eram la 10% față de ce aș fi putut să fac, de fapt. Și avea și o dedicație extraordinară, adică îmi amintesc că ne cumpăra mâncare, se ducea și ne lua shawarma ca să putem să stăm 8 ore la școală, am stat dimineața până la 5, dumneai se ducea și ne lua din banii dumneai, ne lua efectiv. Și într-un fel asta pe mine m-a făcut să-mi doresc să învăț și eu pe alții.
Adică era când eram în școală și la liceu, mă întreba cineva, vreau să mă fac profesor, vreau să mă fac profesor, pentru că vreau să am această experiență, pentru că erau eroii mei, cum ar veni. Am condus lotul Statelor Unite de olimpiadă după aceea, când eram la doctorat, și am cunoscut, mi-am dat seama câtă muncă e și mai multă muncă. Adică și mai mare respect mi-a crescut pentru... mi-a crescut și mai mult respectul pentru meseria asta. Un astrofizician este un cercetător care aplică legile fizicii pentru a studia proprietățile Universului la scară mare. Eu lucrez în domeniul cosmologiei și a proprietăților galaxiei. Încerc să înțeleg care este natura materiei întunecate. Există cu siguranță materie întunecată. Avem 4 măsurători separate, independente, care ne confirmă faptul că materia întunecată există. Din păcate, nu știm ce este. Beneficiile a înțelege natura materiei întunecate sunt foarte multe. Putem schimba modul în care producem energie pe Pământ. Putem să schimbăm ierarhia particulelor în fizică și cum interacționează unele cu ele. Înțelegerea noastră a lor. Timpul studierii materiei întunecate am folosit datele de la lentile gravitaționale pentru a elimina o clasă de posibilități a materiei întunecate. Și am reușit să public acest studiu în Physical Review Letters, care este cel mai preeminent jurnal de fizică dedicat fizicii. Fost aleasă să conduc lotul național al Statelor Unite pentru Olimpiada Internațională de Olimpiadă și Astrofizică și l-am condus timp de 3 ani de zile. Am fost cu echipa la Olimpiada Internațională. Am crescut componența organizației de la 7 voluntari la 40 de voluntari și am reușit să găsesc sponsori financiari pentru program. Și acum programul este înregistrat ca organizație non-profit și funcționează destul de bine. După terminarea doctoratului, există 2 căi pentru cei care vor să fie în astrofizică. Unul este să fie angajați de profesori mai departe ca să lucreze pe fondurile lor de finanțare sau să câștige fellowship, un fel de bursă. Fellowship-urile sunt foarte competitive, sunt foarte greu de obținut pentru că sunt mult mai mulți cercetători decât sunt burse disponibile. Și am reușit să câștig un fellowship pentru acest institut la care lucrez acum în Canada, pentru Institutul de Astronomie Teoretică, și îmi doresc ca astfel de oportunități să fie disponibile pentru cât mai mulți. Cercetarea este un maraton. Problemele de cercetare durează ani de zile până se termină un singur proiect și pot fi destul de izolante. Și am avut cam 2 tipuri de probleme foarte grele de depășit. Managerierea timpului meu ca persoană și cum pot să am grijă de toate nevoile pe care le am, inclusiv fizice, dar și mentale. Și a doua parte care a fost un challenge este faptul că programul de doctorat în sine, țelul de doctorat este să devenim o persoană care poate să deschidă un nou domeniu de știință și să fie liderul acelui domeniu. Pentru asta trebuie să facem foarte rapid să înțelegem ce s-a făcut înainte, să înțelegem care sunt întrebările care încă nu au răspuns, dar care pot în același timp să fie abordate. Acesta este un lucru foarte complicat. Este foarte greu să înțelegem exact care sunt întrebările importante care vor schimba un domeniu, dar care sunt și rezolvabile și cum ne educăm pe noi să avem tehnicile pe care le vom putea folosi. Ca să vă zic sincer, în timpul liceului, nu de la liceu, dar în timpul interacțiunii în afara liceului, au fost multe momente în care mi s-a spus că nu pot să fac fizică pentru că sunt fată. Mi-amintesc că nu mi-a păsat nici măcar o secundă. Adică nu le-am luat în serios nici mai mult de 3 secunde decât că m-am gândit așa gen... Oh. Ce mentalitate mai au și unii, ceva de genul ăsta. Eu cred că trăim la o schimbare de drum destul de importantă în contextul în care inteligența artificială va schimba modul în care lucrăm. Încep să văd multe soluții pentru anumite probleme. Asta este avantajul de a combina, practic, experiențele din medii diferite. În timpul facultății am locuit în Japonia o vară și o vară în Mexic și acum locuiesc în Canada și am văzut destul de multe sisteme de organizare, mai ales a sistemului cercetare. Și sunt acum parte din Consiliul Onorific pentru Ministerul Cercetării, Inovației și Digitizării.
în contextul întrebării dacă mă voi, dacă pot să mă întorc în România, eu mă văd și acum, în prezent, ca fiind hibrid. Mi se pare că sunt atașată și aici și acolo. Și aș vrea să continui asta, aș vrea să pot să contribui în ambele locații în același timp. Dacă ar fi să scriu undeva o propoziție ca un motto, cred că aș spune recunoaște frica, dar nu te opri. Aș vrea să încurajez studenții, dacă observă că nu le place ceva mai din jur, să o pună ca o speranță acolo, că eu pot să fac ceva despre asta. Deci, practic, poți să-ți iei ca țel ideea că prezența ta prin viață va fi marcată de impactul pozitiv pe care îl ai, într-o direcție pe care poți să o alegi.